Morning Glory, Morning Glory. Cântecul ciocănitorii. Și cum spunea și domnul nostru Lenny Kravitz, e un citat din Lenny Kravitz care ne place, e un vers memorabil. Așa că le spunem încă o dată bună dimineața. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Domnilor noștri, Busu și Marius Rize. Ei, mă rog, sunt și actori, adică amândoi sunt actori, dar unul e și meteorolog. Așa. Dar asta nu îi împiedică să joace într-o piesă de teatru, ca să terminăm cu partea, cu partea asta, urâtă, da? Au premieră, se numește Răpire. Da, se numește Răpire. Răpire. Da. Este scrisă de Fran Nortes. Fran Nortes, un autor spaniol foarte bun. Regia este a lui... Jucați în română, sper. Jucăm în limba română. Mai avem și câteva momentele așa în care se vorbește spaniolă, dar nu ne interesează acelea. Noi înțelegem, noi știm spaniolă. Noi înțelegem, bineînțeles. La noi în Valencia. Da. Ideea este că regia este semnată de Daniel Jara, joacă Costi Diță, joacă Andreea Grămoșteanu, la așa. Dublură cu Andreea este Raluca Petra, da? Joacă Marius Rizea, joacă Angelo Popescu și subsemnatul care sunt tatăl lui Angelo Popescu în spectacol, ministru de economie, ministrul economiei din Spania, care face niște manțocării pe acolo și la final e prins. Înțeleg că este o comedie. E o comedie. La care se și râde, spre deosebire de multe comedii. Eu așa zic, că o să se râdă. Sper să se râdă. Noi avem spectacol acum, premiera pe 29, mai avem un spectacol pe 1 aprilie. Nu e rău. Nu e rău, nu. Și mai avem un spectacol pe... În București. La Constanța, pe 15 aprilie. Bă, nu e rău, nu e rău. Nu e. Pe 31 au catolicii Paștele. Pe 31? Da. Mamă, bagă viteză, mi-a scris părintele Dobos. Care 31? Acum, luna asta? Da, e o distanță foarte mare. E distanță enormă, da. Lor o să umble... Da, îți dai seama. De mai bine de o lună. Da. Dar revenind la problemele noastre, da. Acum. Cum bun, jucăm teatru, ați înțeles aluzia. Treaba voastră. Da. Luați-vă bilete, mergeți, râdeți-vă. Așa. Că destul râdem noi pe fond nervos. Așa. Aici în România. Pe meteo, să vorbim un pic. Și cu asta? Da. Să vedem care ar fi cele mai greșite chestii pe care ar putea să le facă un actor la meteo. Începem poate cu intonația. Adică intonația? Niște lucruri care crezi că și-ar putea schimba sensul sau pur și simplu ar fi receptate altfel de public dacă le-ai intona... Mă, mie, eu am câteva scheme fixe care nu-mi plac. De așa. Exemplu, nu-mi place să zic pe alocuri. Mie nu-mi place asta, pe alocuri. Da. Plouă pe alocuri. Nu, eu adică plouă pe aici, pe acolo, sau plouă în anumite zone. Sau plouă. Dar nu-mi place expresia asta, pe alocuri, da. Pe cuvântul tău. Sub aspectul, e un fel de sub aspectul săvârșirii. Da, exact, sub aspectul săvârșirii de... Da. Pe raza municipiului, bineînțeles. Pe raza. E foarte important. Ce nu-ți mai place? Ce nu-mi place când ies din hartă. Așa. Ies din cadru, de fapt, ies din... Mie mi se întâmplă câteodată, pentru că avem niște... Avem mai multe camere, da? Eu am o cameră de general și o cameră mai strâns un pic. Și când schimbă pe camera de strâns, eu nu sunt plasat unde trebuie și atunci sunt în afara cadrului și mi se vede o mână pe în hartă și toată lumea îmi zice, bă, intră în cadru. Ce aveți, mă, cu mine? Cum adică? Ești în afara și îmi dau seama până la urmă și intru în cadru, dar eu am văzut asta la americani. La americani este un prezentator meteo celebru, nu știu cum ai se numește. Ai casete acasă, te uiți la vremea americană? Nu. Faci binging. M-am uitat la ăsta și ăsta iese din cadru pentru că vrea el să iasă din cadru ca să vadă harta mai bine. Înțelegi? Și se vede doar o mână care arată pe acolo anumite lucruri. Și am zis, bă, dar dacă ăsta poate și în America, adică stai... Aici mesele te vrea. Mesele, da, știu. Că pe mine m-a vrut mesele, așa a zis primul primar din Timișoara. Așa, da, minte, păi de acolo e, pe da. Pe mine m-a vrut mesele. Da, mesele mă vrea. Jură-te. Care a fost momentul în care erai, nu știu, oamenii s-au revoltat de vremea pe care o prezinți?
Are busul ceva cu noi? Adică da, oamenii o iau personal? Bă, plouă, păi, azi plouă, mâine plouă. Mă, mai zice lumea, până trafic în general. Hai bre, iar ai dat-o de garde, iar ai zis că e soare și uite ce e afară, mizeria asta. Da, bine, în glumă, sigur, nu, oamenii nu sunt chiar atât de supărați. Cel mai mult mi-a plăcut când eram la piață și vreau să cumpăr nu știu ce, cartofi sau nu știu ce, și mă întreabă femeia care vindea în piață: nenea Busu, domnul Busu, să scoți fecla sau să n-o scot? Păi de unde să știu eu, doamne? Păi da, acum mai tare pământul, plouă sau nu plouă, ca să știu dacă o scot. Că dacă plouă, o scot, că să mai mai pământul. Dacă nu, o las acolo, că ce să... Nu pot trag de ea, cât să trag? Zic, doamnă, săptămâna viitoare probabil că o să plouă. A, gata, o scot săptămâna viitoare. Și? A plouat? Și a plouat, da. Și altă fază tot la piață, mă întreabă unul: domnul Busu, are fii mea nuntă la, pe undeva, pe în județul Iași, nu știu unde, nu știu ce localitate. O să plouă, să știu să pun cort, că dacă plouă, pun cort. Când are nuntă? În august. Și asta era în februarie. Zic, bă, ești nebun la cap, de unde să știu eu cum e în august, mă, băiatule, bă. Da, da, mi se întâmplă de-astea, mi se întâmplă. Am avut noi o știre simpatică despre meteorologi, că da? Ei preferă să accentueze șansele de ploaie, pentru că oamenii sunt mai supărați atunci când ăștia spun că o să fie soare, voi. O să da? Spuneți, când spuneți că este soare și plouă, și decât plouă, atunci decât când spuneți când că, plouă, că plouă și, da, e soare. Și e soare. Și da, de asta trag de ploaia aia cât pot. Eu ai, nu fac ai făcut asta? Asta? Nu, n-am făcut. Aveți un plan ascuns să ne scoateți din minți? N-am făcut niciodată asta, nu. Eu oricum... Te bucur de insuccesele tale când spui... Bă, adevărul e că n-am făcut niciodată asta și eu, acum, sincer să fiu, eu respect ce mi se dă de la meteorologi. Adică dacă ei spun că o să fie azi în București 7 grade, nu o să fie 8 cum s-a anunțat la știri, o să fie 7. Deci da, la știri acum, auzind știrile mai înainte, am auzit 8 grade. Meteorologii au dat 7. Acum, e posibil ca de ieri până astăzi să fi crescut cu un grad temperatura și în prognoză globală. Adică da, asta încălzirea globală merge e în fundal, se da, aude da, cum se încălzește. Da. Și, și că au câștigat unii un premiu pentru umor în Suedia, niște meteorologi. Chiar voi aveți așa, adică mai ieșiți și voi, mai ieșiți cu Romica Jurcă la băut? Ce față de Busu. Nu răspund la această provocare. Nu, 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 nu răspund, nu. Eu nu beau în primul rând. Numai, de mă, 6 ani nu mai beau nimic, numai, absolut. De 6 ani? De 6 ani nu mai pun alcool în gură și nici nu o să mai pun ever alcool în gură. A, da? Da. Pentru că după infarct am zis că e mai bine să stau potolit. Bine, nici înainte nu beam eu cine știe ce. Adică beam era... Așa. Simulai acolo cu Radu? Sau beți? Cu Radu se simula în general. Da? Da. A. Nu prea era... Dezamăgit. Oricum Radu nu-și punea... Nu bea? Nu-și punea bere sau vin. Dacă își punea bere, punea apă peste și lua o gură. Nu, nu. Radu nu făcea asta. Eu, hai să zic că mai luam o gură de vin câteodată. Dar rar. Nu... A. Nu, era pe simulare, da. Păreau niște chiolhane acolo când mă uitam. Da, 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 de asta zic. Mă, Marius, te-ai uitat la meteo, la Busu? De multe ori, da. Și ți-ai imaginat așa, adică ai încercat vreodată să intri să în pielea lui? Să iei locul? Da. N-aș vrea să fiu în pielea lui. De ce? Ce n-ai putea tu să faci? Adică, păi sau ce-ai face altfel din ce spune el? Habar n-am. Atâta timp cât producătorii emisiunii insistă ca el să se vadă, deci să nu se vadă harta, înseamnă că trebuie să fie într-un fel. E și ceva bun acolo. E și ceva bun acolo. Deci e clar că se pune amprentă pe interpretarea pe care o face acolo la meteo. Dar tu cum ai prezentat? Dacă ar fi să spui o altă interpretare, să frazezi altfel, să intonezi. Cred că aș juca... Încearcă așa. O scădere de temperatură și mai merge mai cu frison la o căldură mare.
Aș bate la ușă, aveți un pahar cu apă. A, băiete, cum e alu Caragian? Alu Caragian, da. Dacă ești drăguț, dacă, încă, dacă un pahar ești cu albă, drăguț, încă un pahar cu apă. Da, deci aș juca, probabil că aș interpreta toate fenomenele meteorologice. La grindină m-ar durea capul, mi-ar pica cea vreo. Ai avea mare succes, Marius. Mare da. Succes ar fi. Dar da. N-ar mai înțelege nimeni nimic. Da, păi tocmai o zi cel puțin ar sta la meteo. Da, exact, o zi. Maximum. Da, 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 da. Și aia o zi numai la un program, că nu știu dacă toată ziua. Da, mă rog, vedem. Mai vedem, mai vedem noi. Care a fost bâlba supremă? Bâlba supremă? Ți-aduce aminte de... Eu îți pot da o bâlbă supremă. Te prezentam rog. La televiziunea națională, în direct. Eram cu prietena mea, Maria Buză. Așa. Și prezentam emisiunea. Iuliana Tudor era în... născuse, tocmai născuse și am prezentat noi emisiunea. Și după ce am prezentat invitații, acum să dăm drumul la emisiune, că avem treabă mare în seara asta. Dar asta nu e bâlbă. Da, știu, asta e fost... altceva. S-a mai avut. mulțumesc, Busu. Și cea mai nasoală a fost tot în direct, tot cu Maria, pentru că aveam un text de învățat și nu se pusese căciulița la A și avea o replică, Doamne, ce m-am mai râs. Și Nablu pus căciulița la A și Buza a spus în direct, mamă, ce m-am mai ras. În momentul în care a dat un direct, am început să râdem amândoi și am zis, unde te-ai ras? Unde te-ai ras? Deci tot a fost hai, nu am putut reveni vreo un minut din râs. Deci se dau, se mai dau din asta. Eu nu mi-aduc aminte de o bâlbă. Nu, chiar. Am avut o grămadă de bâlbe, dar nu mi-aduc aminte despre ce era vorba, habar n-am. Mai am bâlbe, da. Se mai întâmplă, le încurc, le... dar știi care este marea șmecherie pe care o fac? De fiecare dată când mă bâlbâi, mă corectez și zic, vă rog să mă iertați, am zis o tâmpenie. Deci de fiecare dată, eu fără niciun fel de problemă, îmi pun cenușă în cap, recunosc că am greșit, că m-am bâlbuit sau că am făcut o prostie, am zis o tâmpenie și lumea mă iartă. Păi da, băi, cred că de-aia te și iubește. Da, ești, cred că da. Ești... La teatru nu poți să faci asta. Nu, știu, da, asta am pățit-o. Aia e cel mai rău, da. Cu Tomi Cristin eram la teatru Ion Creangă și am să zic asta, chiar dacă nu e prea academic, trebuia să zic că mi-a intrat un cui în talpă. Și a zis altfel. Și a zis, mi-a intrat un în talpă și s-a corectat. Mi-a intrat un cui în talpă. S-a corectat și în momentul ăla s-a rupt sala pentru că și-au dat seama despre... Dacă o lăsa așa, nu-și dădea nimeni seama. Nu e așa că ai călcat mai ușor de teamă să nu strivești. Să nu strivești cuiul de minuni. Da, da, da. Bun. Cred că ne-am lămurit din punctul ăsta de vedere. Cu piesa ați înțeles? Cu piesa bilete, merge bine, cu da. Meteo în continuare la fel. Răpire, vremea... Doamne ferește să fie Marius Riza la meteo, că ar fi o varză. Da, așa. Mulțumesc. Câte sacouri ai, întreabă ascultătorii? 18, 20, nu știu, ceva de genul. Așa, cineva întreabă, poate să schimbe sacourile de iarnă sau rămâne tot cu asta? Să-și facă programare la schimbat sacouri, corect. Da. Da? N-am sacouri de iarnă și sacouri de vară, am sacouri, punct. De studio. De studio, da. Așa, bun, deci... colorate, în general. Deci, bun, vremea este, cum am zis? Plumbuită. Plumbuită, da. Maglavită, da. Și, dacă aveam niște rime simpatice... Vremea este plumbuită... Deja... Acum 400 de mesaje. Da. Priza e din bachelită. Da. Și nu e aur, e pirită e... și nu grasă, bine hrănită. Ai, la asta, da, dar asta nu da. Iese piciorul metric. Nu, nu iese, da. Da. Clădirea da. Este hăisită. Da. Și un cistit și o cistită, ca așa să e, încheiem mult mai frumos. Da, da.
Marius Riza, Busu, mulțumim foarte mult. Eu vă mulțumesc din suflet, vă mulțumim din suflet că ne-ați primit. Că mergeți la teatru, râdeți. Așa, mergeți la teatru, veniți, posibil. Că e foarte, foarte bun spectacolul și atmosfera pe care am avut-o noi la repetiție a fost absolut senzațională. Păi, gata, e ca și făcută treaba. Așa că vă mulțumim și, bineînțeles, vrem să vă spunem, așa cum v-am spus, bună dimineața. Exact așa o să vă spunem. La revedere! La revedere! Grijă mare la cuie pe scenă! Morning Glory, Morning Glory, mărțișor sau morțișorii?